Infernul din Grecia pare că nu se mai termină. Un nou incendiu a izbucnit în decursul zilei de luni în insula Evia. Guvernul elen a trimis 64 de pompieri cu 26 de vehicule, 9 elicoptere și un avion care să arunce apă din aer. Și misiunile pompierilor militari români continuă. În Grecia, flăcările au izbucnit în forță și în nord-estul orașului Vilia, acolo unde pompierii români au fost detașați. Incendiul s-a declanșat în zona forestieră din Caza, unde au fost mobilizate atât forțele terestre cât și forțele aeriene. Guvernul elen a trimis 64 de pompieri cu 26 de autovehicule, 9 elicoptere, dar și un avion care s-arunce apă peste zonele cuprinse de flăcări. Mai mult, garda de coastă a pus la dispoziție o barcă pentru salvare, o navă privată și două feriboturi pentru a putea evacua persoanele din locurile amenințate de foc. Un alt incendiu s-a produs și în zona în care acționează pompierii români, la întoarcerea din zona Vilia, unde a avut loc întâlnirea cu reprezentanții pompierilor polonezi. Membrii echipei de coordonare și conducerea intervenției au observat izbucnirea unui incendiu de pădure de mare amploare în Atica. Incendiul a afectat o suprafață semnificativă și a cuprins mai multe locuințe. Tot din cauza incendiilor, traficul din zona a fost deviat de polițiști. Pompierii români aflați în misiune în Grecia au fost solicitați de către ofițerul de legătură elen să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o pădure aflată în apropierea localității Vilia. Pompierii români rămân vedetele în Grecia, acolo unde acționează cu tact și curaj în lupta împotriva flăcărilor. Aceștia au fost împărțiți între echipe care au acționat în zone diferite. Am mobilizat la locul incendiului operativ 8 autospeciale de stingere cu apă, 3 cisterne cu apă, respectiv 63 de persoane. Locurile vizate se aflau într-o zonă muntoasă cu rute greu accesibile, ceea ce a solicitat la maximum tehnica de intervenție. Acționăm împreună cu pompierii eleni pentru localizarea acestuia. Până în acest moment am localizat anumite focare în pădure, respectiv am stins inclusiv și câteva locuințe care au fost cuprinse de flăcări. Autospecialele pentru stingerea incendiilor de pădure și-au dovedit utilitatea, ajungând în apropierea zonelor afectate, unde pompierii români și eleni au intervenit pentru localizarea și lichidarea focarelor ascunse rămase în urma incendiilor devastatoare. Pompierii români au fost ajutați și de o dronă care a survolat zona și a identificat locurile unde au izbucnit flăcările, iar că de fiecare dată coordonarea misiunii în teren se realizează prin ofițerul de legătură elen desemnat pentru modulul român, a mai transmis IGSU. Cauzele incendiilor din Grecia nu au fost încă stabilite, însă 12 persoane au fost arestate, inclusiv un minor de 14 ani. Acestea sunt bănuite că ar fi pornit intenționat flăcările care s-au extins cu repeziciune în Grecia.